Comisioanele stabilite de bănci par a fi cei mai mari ai salariaților, iar necunoașterea lucrează și ea în dezavantajul lor. Asta pentru că cei mai mulți dintre salariați percep bancomatele ca fiind ghișee de scos salariul de pe card, fără să se gândească la comisioanele de extragere stabilite de bănci, care sunt de minim 0,2% din suma extrasă. Acest comportament al românilor le-a adus băncilor între 36 și 50 de milioane de euro numai din comisioane în primele 9 luni ale acestui an. Comisionul de retragere este cu atât mai mare are cu cât românii scot mai mulți bani din bancomate care aparțin altor bănci decât cele care au emis cardul utilizat. Românii par oricum mari amatori de servicii bancare. Doar anul acesta, valoarea plăților făcute direct cu cardul către comercianți a fost de 4 miliarde de euro, în timp ce suma extrasă direct de la bancomat a fost de 18 miliarde de euro.